Eveniment rutier grav petrecut în această dimineață în apropierea localității Brâncoveni. O femeie de 45 de ani, în timp ce conducea mașina de serviciu, a intrat într-o depășire periculoasă, fără a se asigura înainte de a schimba banda de mers și a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un tânăr de 33 de ani. Din primele verificări, polițiștii au constatat faptul că în eveniment au fost implicate două autovehicule, respectiv un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 33 de ani din municipiul Slatina, județul Olt, și un autoturism condus de o femeie în vârstă de 45 de ani din aceeași localitate. În urma evenimentului rutier, femeia a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar femeia nu a putut fi testată la fața locului, urmând să-i fie prelevate mostre biologice de sânge la unitatea medicală. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.